Apropiatele alegeri din 5 iunie l-au motivat pe actualul prefect de Giurgiu, Zorinel Niculcea, să întâlnească pentru prima oară cu jurnaliștii giurgiuveni. Evenimentul a avut loc astăzi, la circa 2 luni de la învestirea oficialului în funcția de prefect, iar conferința de presă a avut drept temă, așa cum era de așteptat, organizarea alegerilor de la sfârșitul acestei săptămâni. Cu prilejul conferinței de presă, Zorinel Niculcea a precizat că fraudarea alegerilor prin votul multiplu este aproape imposibilă ca urmare a introducerii în premieră a metodei prin care, cu o tabletă, se verifică foarte repede actul de identitate a celui care votează și dacă a mai votat în altă secție. În fiecare secție va fi un operator, să zic, cu tableta, care pur și simplu va primi buletinul cetățeanului, îl scanează și în timp foarte scurt se validează acest buletin și practic se semnalează dacă cumva acea persoană a mai votat în altă parte. Alegerile din 5 iunie mai prezintă o noutate, dar de data aceasta numai pentru giurgiuveni. Față de ultimul scrutin, la Mihăilești, a fost înființată o secție de votare în plus pentru a se respecta condițiile legale cu privire la numărul maxim de alegători care pot fi arondați unui centru de votare. În municipiul Giurgiu au drept de vot, conform datelor oferite de prefectul giurgiuvean, circa 59.000 de cetățeni, iar la nivel de județ aproximativ 227.000. Toți aceștia vor vota în 245 de secții la nivel de județ și pentru fiecare centru de votare s-a pregătit câte o urnă mobilă.